Singurul loc din Suceava în care se pot face legal grătare se află la ieșire din oraș spre Ipotești. Spațiul a fost luat cu asalt de cei care au vrut să petreacă ziua de 1 mai în aer liber. De jur împrejurul Iazului a fost loc pentru toată lumea, și pentru cei care au căutat liniștea și pentru cei care au vrut mai multă agitație. Vă place zona aceasta? Foarte frumoasă aici. Uitați-vă, meri înfăriți, floare, toți copacii spendi floare. Nu ar fi mai bine dacă și Iazul ar fi curățat? Da, bineînțeles, nici o să mai discută. Asta. Perfect, exact. Dacă veneți mai devreme, ne vedeți grătarul făcut acolo și așa, am stat între meri, floare, frumos. N-am lăsat mizerie, că noi de obicei nu lăsăm. Suntem cu pungile, cu noi, gunoi, cu strângem. Asta, dacă fiecare ar avea conștiința asta, să strângă, așa ar mai fi curățenie, dar românul de obicei lasă de dorit. Ceva mai departe de pomii înfloriți, micii sfârâiau pe ritmuri de manele. În timp ce unii dintre petrecăreți și-au adus carnea de acasă, alții au decis să pună pe grătar pește pe care vroiau să-i prindă la undiță. Păi la pescuit aici. Și ați prins ceva? Da, vreau de minte, nu mă, dar oricum. Veniți des în locul acesta? Nu. Acum când suntem liberi, ne mai distrăm și noi. Un bar de vin, o beri și la un grătar, cum spune. Dar restul ce facem, asta e. Altă zonă, altă distracție. Între cele două lăcașuri de culde pe zamca, micii sfârâiau pe grătare și berea curgea în paharele petrecăreților. Mici, cârnășori, ce a fost? Ce avem? Acum de 1 mai, nu? Da. În toată agitația, unii dintre suceveni și-au amintit cum sărbătoreau ziua muncii înainte de 1989. Se defila, sărbătorea prin muncă de multe ori. După ce se termina cu defilarea, toată lumea fugea la cetate, la grătare, la mici. Stătea la rând câte o jumătate de oră, o oră, două ore, depinde cum, așa, și până luai trei mici acolo, că și banii erau puțini și nici n-apucau să coacă ceilalți, că rândul era mare, care cum ajungea, prindea și pentru colegul și ce, și stai mai mult. Dar mai multe afumai până terminai. Acum sunt alte condiții, da. Fiecare merge la un grătar cu grătarul și face el singur. Făceam pregătiri cu o lună de zile înainte, pentru 1 mai. Am lucrat la FAMC și eram echipa sportivă, deci fustițe albi, tricou roșu, Adidas. Și unde defilați? În centru. Și era frumos așa sau? Foarte frumos, foarte, foarte frumos a fost. Petrecerea va ține până la sfârșitul săptămânii și asta pentru că în acest an bugetare vor avea liber și pe 2 mai.